Diablo Emanuel. Emi. Am să-ți mai spun ceva una alta. În principiu. Toată planeta e sub asediu. Dacă nu ne pocăim, mai ales noi, care ne-am predat Domnului cu ani în urmă, o să pierim toți care nu ne pocăim. Ce mai vreau să spun eu dumitale, dacă știi bine cine sunt decembriști, în istoria Rusiei, decembriștii sunt niște personaje fabuloase. Înainte de Dostoievski, înainte de Tolstoi, înainte de Gogol, aproape contemporani cu Pușkin și morți înainte lui Pușkin. Ei au murit, se pare, în 26, unii dintre ei au fost numai exilați în Siberia, pe viață sau și când s-a dus Dostoievski, eu asta să spun, odată de soțiile decembriștilor erau acolo. Asta era pe la 1900, după 1946, cred. Pe la 1900. Și decembriștii au murit în 1926, care au fost executați, nu împușcați, au fost. Și Pușkin a murit în 1931 sau 1929, nu știu. E bine, vreau să spun o ilustrație. Și de asta îmi place mie Dostoievski. Știi, mă gândeam azi că literatura popoarelor fiecare prezintă câte un păcat. Fiecare are câte un păcat. Exemplul este Napoleon puși cu americanii, că americanii o avea sau a nu avea, și suntem a nu avea sau a avea. Suntem opusul lui Hemingway. Dar ca să revin la decembriști, când Dostoievski însuși, făcând parte din acel grup liberal utopist Micercu Petrașevski, i s-au înscenat o execuție sumară prin pușcare și chiar când să se tragă în ei, a venit ordin de la ucazul de la țar că îi se comută Siberia pe viață, nu de execuție. Și acei oameni din cercul Petrașevski, intelectuali și așa, fiecare a răspuns altfel la tragedie. Și ce am să spun, deci a fost unul care și-a pierdut echilibrul psihic, altul care se dormea la medicamente, altul Dostoievski a dezvoltat o epilepsie, probabil o avea nativă, dar atunci s-a declanșat, era gata să fie împușcat. Alții, fiecare cu beteșugurile lui. În fine, după aceea a fost Dostoievski, a fost dus nu știu unde, în ce oraș, în Siberia, sau Târgușor, în fine. Și acolo, într-o gară, înainte să ajungă la locul de detenție, de muncă, că i-a făcut închisoare prin muncă 5 ani, 5 ani armată. O femeie, erau 3 decembriste, ca femeile din Gobi, dacă știi, ciripiturile vesele din Gobi, din cartea A Fistful of Heroes, cu creștini evanghelici, misionari, de la fratele Dobre. Ce vreau să spun în engleză? Vreau să spun că ei bine, acest Dostoevski s-a întâlnit cu acei
cele trei femei decembriste, soții ale decembriștilor închiși în Siberia, ele erau libere, dar se duceau la sud, probabil. Și una din ele s-a păstrat cu numele, cred. I-a dat un nou testament în chirilică, în litere rusești, în rusește. I-a dat un nou testament sau o cărțulie, tuto, și în ea erau 10 ruble, o bannotă de 10 ruble. Și cred eu, acum se poate să femeia să fi fost așa de evlavioasă, sfântă, cât să fi prorocit, dar eu cred că însuși țarul a spus, sau biserica, recunoscându-i talentul, a apărut să mi se pare oameni sărmani, înainte să fie închis. Primul roman care a apărut înainte să fie închis. Oameni sărmani s-au venit și au descris cu oameni sărmani. Și vreau să spun că probabil că însuși țarul sau biserica sau așa au spus Dostoevski, uite băiatul, ia Noul Testament, carte de căpătâi aici în Siberia și de acum încolo, până în vecinție. Iei aceste 10 ruble, nu ca să le cheltui, să înțelegi. Dacă te ții de Noul Testament și de învățătură, faci închisoare 5 porunci și după armată 5 porunci, adică 5 porunci și 10 porunci. 5 porunci închisoare, 10 porunci decalog armată. Și după aia, asta este. Vine apoi sau nu știu ce-o fi zis. Că în Siberia probabil că era foarte rău. Și asta a fost viața unui om. Gândește-te și tu acum să spunem între noi. Crezi că Dostoevski și-a mai bătut capul cu cele lumești? Și se știe despre el că s-a întors ultra-terorizat, numai de la execuție, din Siberia. A fost un om terminat. Și arta l-a ridicat. Și prin asta, în Noul Testament, adică arta l-a ridicat pentru că l-a ridicat Scriptura. Și cumva el a făcut niște aplicații la Noul Testament, el l-a citit. Și asta este ceva extraordinar. Adică, știi cum e? Eu am căutat multe cărți la viața mea. Am trimis acolo Tom, nu Tom Sawyer, Huck Finn. Dar când Crăciun mi-a dat să citesc Crimă și Pedeapsă, împrumutată de el de la bibliotecă, în 1997, când eram pe clasa 10 și eu pe clasa 12, după ce pe clasa 9 citise Război și Pace, citisem înainte să merg, eu citisem în vara lui 96, el a citit în, să zicem, toamna lui 96. De am citit mai primul volum, eu citit tot. În fine, ce-am făcut un sol, tu ai citit Război și Pace în 5 zile sau o săptămână. Cartea lui Băiat. Dar vreau să spun, dragul meu, Emi, că când am pus mâna pe acel război și pe acel Crimă și Pedeapsă, primul roman care l-am citit din Dostoevski, fost conștient că găsisem ce căutam. Pe clasa 9 citisem așa Garita Zaratustra, numai de carte și am văzut. La mine șocul cu Dostoevski a fost mare, pentru că voiam să scriu și eu. Și am început să merg prin barul să văd tipul de bețivi. Dar nu știu cum a prins bine. M-am lăsat de lucrurile astea și am ales vâna pură a Evangheliei, a aurului, diamantin,
al Evangheliei lui Dostoievski. El este sufletul aurului rus, împreună cu Tolstoi, Gogol, chiar și Cehov. Mantaua seamănă foarte mult cu moartea unui slujbaș. E bine, eu am vorbit ca mult, să știi că mă doare burta. Nu știu sarmale, tata bagă ketchup în ele. Asta îți propun și eu. Și asta îmi propun și mie, dar parcă tot timpul suferim cu ceva. Nu mai am putere, efectiv, să stau, să citesc. Și tot vin la idei și efectiv nu... Mai de mult nu puteam să citesc deceniul trecut, deceniul anilor 10, încoace spre 20, în cauza autismului aveam prea multe sinapse. Și nu puteam să suport textul pe carte. Beletist, iute, bete. Asta spun, cum ziceam, mă gândeam astăzi la fratele preot Pomohaci. Cum îl cheamă Pomohacel? Că să ne gândim ce fel de oameni și de pocăiți suntem noi, de creștini. Știi care e frumusețea la Dostoievski? Tu vezi că eu sunt un băiat urât. Dar când îți spun lucruri din astea, îți place. Deci, e ca și în filmul A doua privire cu ăia, cu băiatul ăla și cu îngerul. Ai văzut îngerul ăla? Că nu e un înger ca în pictura renascentistă, italiană sau așa. E un tip așa destul de ciudat. Dar harul nu stă în cum arăți trebuie din astea. Și în credință, și asta tot încerc eu să spun și m-a tot împiedicat, vreau să spun că, la vorbă, vreau să spun că credința și rugăciunea, chiar și un păstor ca tine, ca să fie, trebuie să nu.